Ioana, de mami. Și mami te iubește. Mai are o surioară pe care o cheamă Buldoaga, o să voară și dumneavoastră. El are o poveste foarte tristă. Are cam 4 ani. De mami, da. De mami, dă-i noroc cu mine. O, te-ai pus jos? Vreau să te vadă și prietenii noștri. Te-ai pus jos, mami, trebuie să te uiți acolo. Da, deci ei au fost 5 frățiori, bineînțeles, și ei luați tot de pe drum. Mămica lor era o pechineză, talie mijlocie. Nu știu cu cine o fi făcut acești puiuți, pentru că ei sunt cam talie medie. Dar pechineza era talie micuță, micuță, cam așa era. Și când stăteam la București cu Leo, ce credeți, a dat mașina peste ea undeva mai puțin de casa unde stăteam noi. Bineînțeles că au omorât-o pe loc. Ea avea acești puișori care aveau cam o lună și jumate, să zic, abia le dăduseră ochișorii. Îi îngrija cineva de acolo, o vecină care nu avea posibilități mai deloc. Și vă dați seama că ei încă sugeau la mămica lor. Și ce să spun, mi s-a rupt inima de ei. Am zis că iau până îi fac mai măricei. I-am hrănit cu biberon o perioadă. Și am zis că după ce îi pun pe picioare și o să se facă mai măricei, o să încerc să-i dau spre adopție, să vedem. Aveam pe cineva la cabinetul veterinar, un domn doctor, unde mergeam noi cu animăluțele și a spus că mă ajută să le găsim o căsuță. Bineînțeles că ei au avut parvoviroză și logic că știți cum este boala cei care aveți câini. S-au îmbolnăvit maxim. Am fost cu ei la doctor, i-am internat la o clinică, la clinica domnului doctor Cazan din Pipera. I-a ținut acolo în clinică o săptămână internați, le făcea vitamine, perfuzii, antibiotic zi și noapte. Și am plătit o grămadă de bani pe vremea aceea, acum vreo 3 ani, 40 de milioane de lei vechi. Și la ora actuală sunt bani, dar atunci, vă dați seama, aveau altă valoare. Și ca să prescurtez, din cei 5 puiuți, nu au scăpat decât 2. Ceilalți au murit. Nu a scăpat decât Ana, cățelușul aici de față prezent, și cu Buldoaga, surioara lui. Iar după ce au ieșit de la clinică, am mai continuat tratamentul o săptămână. Mergeam la domnul doctor, le făceam în continuare vitamine cu antibiotic. Și, bineînțeles, probiotic pentru stomac și ce mai era nevoie. Iar Ana, pentru că luase frica de la injecții, stând o săptămână în spital și făcând atâtea injecții și cu perfuzii, așa, de câte ori mergeam cu el la tratament, deja știa locul și de fiecare dată avea lacrimi în ochi. Deci când mergeam acolo și intram în cabinet, deci gata, se preschimba, se schimba total și deja avea lacrimi în ochi. Și de multe ori mai mergeam, că nu putea Renata să meargă sau nu era acolo, mergea o prietenă de-a ei și pe unul țineam eu în brațe, pe unul ținea ea și le făceam pe rând tratamentul. Și având lacrimi în ochi, ea i-a spus, nu plânge Ana, știți, este melodia aceea cu nu plânge Ana. Deci am simțit că atât de mult îi se potrivește, nu știu cum era și contextul de atunci și am simțit că îi se potrivește numele acesta și așa i-a rămas numele. Nu plânge Ana de la melodia respectivă, i-a rămas Ana. Și de atunci îl cheamă cățelușul Ana și este un iubitor, un recunoscător, stă numai lipit și el de mine, deci nu pot să fac nimic prin curte că este grămadă peste mine. După cum îl vedeți, este cu roatele în sus, cum îi spun eu, face așa cu lăbuțele pentru că se alintă, este un alintat. Este negru tăciune, mor de dragul lui că este negru tuci și bineînțeles și surioara lui o să vă arăt și pe ea, pe Buldoaga și ea bineînțeles că este tot neagră tuci. Ia stai mă, mami, mă, știu că te-a lins, dar acum nu ne știu, că mi-a stai să te vadă și prietenii noștri. Da, te iubește, mami, știu. Știu că o iubesc pe mămica și mami te iubește. Ia uite-te acolo să te vadă și prietenii. Ia uite, Ana, ia uite, mami. Hai de mami, tu nu mai te alinți, uite așa dă cu lăbuța, să se joace mami toată ziua cu el. Dar mami are o grămadă de treburi și nu stă numai de cățelul Ana. Hai, hai sus să te vadă și prietenii.
Hai mă, Mica, hai, opă și... Doamne, ce cățeluș alintat, hai mami, nu. Hai să te vadă și prietenii, ia mami, ia. Ia uite-te, să te vadă și prietenii, deci nu vrea de nicio culoare. Hai mă, mami, tu numai așa jos stai. O să încerc să fi-l filmez eu și apoi o... Ce cățel frumos are Ana, da, cățelul frumos al lui mami Ana. Hai mami, să te vadă și prietenii, de ce ești un cățeluș așa alintat? Să te vadă și prietenii, mami. Uitați cum se alintă el, așa se dă mereu cu roatele în sus, își pune lăbuțele în cap, ca mami să se joace cu el. Are mami, n-are timp, trebuie să se joace cu cățelul Ana, să-l alinte. Da, nu? Da, mami, da. Oh, Doamne, ce cățel alintat are mami. Ce cățel alintat are mami. Acum o să vă mai prezint pe cineva, pentru că este foarte nerăbdătoare. O să o las pe buldoaga apoi, pentru că cineva este lângă mine și moare de nerăbdare să fie și ea filmată. O să vă arăt imediat și pe ea. Da, mami, da, cățelușul Ana, ia mami. Doamne, ce cățel Ana alintat, ce cățeluș Ana alintat, mami. Nu vrei și tu să te joci deloc, să stai în picioare, să te vadă și prietenii. În fine, o să vi arăt eu o altă dată, când sunt ei mai activi, că acum are chef de joacă. Dragii mei, ea este Dumitra, cățelușa care v-am spus că a luat-o Renata de Sfântul Dumitru de pe stradă, care mai avea o surioară și peste aceea dăduse de iarăși mașina și era moartă acolo pe marginea străzii și Dumitra stătea lângă ea. Iar când a trecut Renata cu mașina, Dumitra era exact, se dăduse jos de acolo unde stătea ea spre bordură, de lângă surioara ei și s-a pus fix în fața mașinii. Și v-am spus că Renata a văzut-o, m-a sunat, era întuneric, era de Sfântul Dumitru, ploua, era frig afară. Stai, mami, stai! Și Renata mi-a spus, mami, este o cățelușă în jumătatea drumului, un cățel, nu știu ce e mic, tremură. Și i-am zis, da, mami, ce mai stai, ce mai mă suni, asta e, ia-l și pe el unde sunt atâi, ce mai contează unul. Era mică și neajutorată, la fel era și a micuță, cred că nu avea 2 luni, tot așa vreo lună și ceva. Era foarte micuță, speriată, neajutorată. Am luat-o și pe ea, i-am făcut tratament cu vitamine, i-am dat calciu, s-a făcut dita mai cățelușa. Este o recunoscătoare și ea, o cu minte, o iubitoare. Da, mami, ce sunt acolo? Câini, mami, câini. O să vă filmez și pe ea, așa, vedeți cât este de mare. Doamne, ce fetiță, da, mami, da, da, da. Ce-i mami acolo? Ce-i Dumitra lui mami? Ea seara are o păturică pe care doarme cu o pernuță și v-am spus că e nedespărțită de 2 găinușe de-ale ei, așa, din acela din plastic de piuie, pentru că ei le-am pus de mic acolo și când o culc seara, îi fac așa, îi piui cu găinușele acelea care piuie și ea când aude piuitul, indiferent dacă e în curte, imediat vine și la culcare. Deci ea fără găinușele acelea nu doarme. Dacă nu îi le pun pe pernă, se duce miroase acolo pe pernă și face cu botul așa, deci caută găinușele. Și când îi le pun acolo pe pernă, se liniștește. Da, mami, da, e o frumoasă, o cuminte și o ascultătoare și foarte, foarte iubitoare. Și ea, bineînțeles, tot nedespărțită de mine, seamănă cu văcuța Milka la culori. Acum năpârlește puțin, schimbă blana, mami o perie mereu. Ia de asemenea un supliment de vitamine, pentru că așa este normal să îi se dea când își schimbă blănița. O să vă filmez și pe ea. Ia frumoasa mea, ia, ia văcușoara lui mami, hai! Hai Dumitra, hai mami, hai frumoasa lui mami, hai! Hai prințesa lui mami mare, hai! Hai frumoasa lui mami, hai! Hai prințesa lui mami, hai Dumitra! Da, mami, da, tu ești o prințesă mare și răsfățată și tu! Ești o văcușoară frumoasă, mami, semeni cu văcuța Milka! Da, mami, hai! Da, Dumitra, da! Da, prințesa lui mami, hai! Da, ești o prințesă frumoasă, răzgâiată și alintată. Mami are grijă de ea. Acum v-am spus o perii pentru că năpârlește, schimbă blănița. Pe ea încă n-am sterilizat-o, e micuță și mi-e tare milă de ea. Nici cățelușul Ana nu e sterilizat. Pe ei o să-i mai las pentru că mi-e milă de ei să-i sterilizez. Ia, mami!
E o cățelușă un pic creață, ea, foarte frumoasă și ea, alintată. Are o godiță așa stufoasă și mare, ca de veveriță, îi mai spune mami câteodată și veverița lui mami. Este foarte cuminte și ascultătoare și ea, de asemenea, o alintată, o drăguță, care vrea toată ziua să te joci cu ea. Hai, buldoaga, hai să te vadă mami. E o scumpă și v-am spus că din cei 5 frățiori, doar ea și cu Ana au scăpat. Sunt foarte cuminți și ascultători, sunt cei mai cuminți dintre toți cățelușii, dintre aceștia de curte. Bine, și Dumitra este ascultătoare, dar ea este așa mai zbanghie, ca să spun așa, fiind și mai mică. Și, deci, Dumitra are cât, cam 7 luni sau câte sunt exact de la Sfântul Dumitru până acum. Este mai jucăușă, mai neastâmpărată, Dumitra fiind mai mică de vârstă. Dar Buldoaga și cu Ana sunt doi cățeluși foarte ascultători. Hai, mami, te-ai culcat? Vede, mami, te-ai sperit de telefon? Nu vrea, mami, să te streseze. E atât de drăguță, este de talie așa mai medie, dar este pitică, nu este înaltă. Cățelușul Ana este mai înalt. Nu știu, mămica ei, cu cine o fi făcut puiuții aceștia frumoși, pentru că mămica, v-am spus, era pe chineză și era talie micuță, așa un pic spre medie. Dar Ana este destul de înalt. Hai, mami! Hai, frumoasa mea, când o să se ridice, o să vă mai filmez, pentru că nu vreau să o stresez. El este mistrețul, celălalt cățeluș de curte, al patrulea, este mare cât un urs, așa îi mai spune mami, ursul lui mami. Este ca un lup sur și pe el îl am tot de la București, de când stăteam în complexul acela rezidențial Cosmopolis. A venit într-o iarnă, o să vă spun acum de ce îl cheamă mistrețul. A venit într-o iarnă, eram acolo în curte, iar acel complex era încă în construcție, undeva mai erau niște terenuri virane, nu era gard, nu era nimic acolo. Am văzut și porci mistreți noaptea, iepuri, pentru că vilele se construiau în continuare și încă demolau pe acolo și în apropiere era o pădure și vă dați seama că demolau tot. Iar într-o noapte am ieșit un pic acolo în curte, curtea dădea undeva spre partea cu terenul viran, unde se defrișase pădurea. Era zăpada foarte mare, cam până la genunchi, norocel Dumitra. Și a apărut mistrețul. Era mai mititel, vă dați seama. Are, cred că, 6 sau cam 7 ani acum. Era plin de zăpadă, cu mustățile înghețate. Avea zăpadă lipită pe la botic. Ia, mistrețul, să te vadă, mami. Avea zăpadă lipită pe la botic, pe aici, pe mustăți. Nu știu dacă se văd mustățile lui. Pe aici, plin de zăpadă pe la butic, prin cap, era zăpada, stai mami, zăpada până aici, aia acoperea piciorușele. Eu fiind în curte acolo, stătea fix și se uita la mine și când l-am văzut, am crezut efectiv că este un pui de porc mistreț. Un mistreț mai mititel, stai Dumitra, și am zis, Doamne, un pui de porc mistreț. Apoi am aprins lumina acolo pe terasă, m-am uitat mai bine și am văzut de fapt că era un câine. El este așa la botic aici, are niște smoace, crețe, așa, nu știu dacă se vede foarte bine și este sur așa la culoare. Și am văzut de fapt că este un cățeluș, bineînțeles era și el tot puiuț. Este logic că l-am luat și pe el, l-am băgat acolo într-un hol, l-am uscat, că era ciuciulete cu zăpada înghețată pe el, l-am șters bine de zăpadă, l-am uscat cu fionul, i-am pus să mănânce. I-am pus apică și l-am ținut până dimineață. Dimineață, bineînțeles, i-am dat drumul, că am zis că poate a venit de pe undeva, o fi al cuiva. A plecat și ce credeți, spre seara s-a întors. S-a întors și bineînțeles că stătea în aceeași parte pe unde venise, acolo în fața terasei. Bineînțeles că l-am luat din nou și tot așa am continuat. Dimineața îi dădeam drumul, seara îi pusesem acolo un preșuleț în holul acela, o păturică mică pe care dormea. Nu făcea absolut niciun fel de mizerie, deci nu-și făcea nevoile absolut deloc, ieșea afară când pleca. Și spre seara se întorcea și bineînțeles că l-am oprit pentru că el nu mai pleca. Iar apoi când s-a încălzit, când a venit primăvara, ce credeți că făcea? Oamenii de acolo își lăsau în general pe terase, mulți dintre ei încă nu aveau gărdulețul făcut la curte,
fiind un complex nou, care atunci era mai mult în construcție, când ne-am mutat noi acolo, își lăsau papucii, pantofii, deci încălțămintea în general, pe prag acolo, la intrarea în vilă, în casă. Și mistrețul ce credeți că făcea? Zi de zi se ducea și aduna cât un pantof, cât un papuc. Deci seara când venea acasă, deci găseam în fața casei la mine, exact cum erau în târgurile acelea vechi. Deci era efectiv o armată de pantofi, de papuci și câte unele perechi, dar marea majoritate câte unul, de damă, de copii, de bărbați. Dar bineînțeles, v-am spus, de două ori am găsit câte o pereche, în rest, câte unul. Deci, atât am amuzat, în același timp era așa, nu știu cum, așa când ieșeam afară, pentru că mă gândeam, vecinii l-au văzut că tot timpul vine acolo la mine cu ceva în gură, cu cât un pantof sau cât un papuc, depinde ce îi se părea lui mai interesant să fure. Și deci chiar mă gândeam, zic, Doamne, acum mă cer cu vecinii din cauza lui Mistrețu. Și bineînțeles, pe unde ne-am mutat, l-am luat și pe Mistrețu și de atunci a rămas numele Mistrețul. Este și el un câine foarte cuminte, foarte ascultător, dar un pic mai bătrâior acum față de ceilalți. Este foarte ascultător și cuminte și alintat și el. Hai, mami, dă și noroc cu mine. Hai, mami. Hai, dă lăbuța la mami. Nu vrei? Deci îmi pune așa lăbuța în mână și dă noroc cu mine, dar acum este stresat. Gata, nu te mai interesează, mami. Așa ne jucăm noi. Dăm noroc și se dă și el cu cracii în sus, așa cum spune mami, cu roatele în sus și îl mângâie. El este sterilizat pentru că acolo unde stăteam, unde l-am găsit pe el, v-am zis, toată ziua umbla și seara se întorcea acasă. Iar într-o seară n-a mai apărut, am așteptat până a doua zi, n-a apărut nici în acea a doua zi spre seară și mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat. M-am dus, l-am căutat peste tot, am întrebat vecinii. Iar cineva de acolo mi-a spus că într-o dimineață au fost hângherii. M-am interesat ce adăpost aparține de locul unde stăteam noi. Bineînțeles că am sunat acolo, l-am căutat și l-am găsit acolo. M-am dus cu Renata și l-am luat. L-am trecut pe numele nostru pentru că așa se procedează. I-am făcut acte. Pentru că în momentul în care îl mai găsește cineva pe stradă și este înregistrat pe numele cuiva, plătește amendă, gen. Că n-ai avut grijă de el, că este în custodia ta. Și de atunci Mistrețul, bineînțeles, că are și el o căsuță și este cu mami și este foarte fericit și alintat. Da, mami, o să vă arăt și jucăriile Dumitrei. Ia găinuțele de Dumitra. Da, mami, da, da. Deci aceasta este o găinușă. Stai, mami, stai. O găinușă. Iar aceasta este cea de-a doua. Deci, Dumitra moare când aude, uitați-vă cum face. Hai, mami! Deci nu doarme noaptea fără ele, le caută neîncetat, dacă nu le are. Da, mami, da, găinuțele lui Dumitra, mami, da. Găinuțele lui prințesa lui mami, ale tale, mami, ale tale. Ale tale, Dumitra, da. Da, mami, da, găinuțele lui Dumitra. Da, mami, da, găinuțele lui Dumitra, mami. Nu ți le ia nimeni, nu. Nu ți le ia nimeni, mami, nu. A, a venit și buldoaga, da, mami, da, și buldoaga, și cățelul Ana. Da, frumos, și lui mami, da. Doi cățeluși frumoși, mami. Ia uite, Dumitra, ce e aici, mami, ce e? Păpușica lui Dumitra, mami, da. Și găinuța asta frumoasă. Da, buldoaga, ești curioasă și tu, mami, ce e acolo? Ce-i mami acolo, ce? Și Mistrețul, acum le place că este mai răcoare. Da, mami, e răcoare. Ia, mami, ia. Poți să iau și o găinuță, mami? Oh, ce drăguță e găinuța lui Dumitra, mami. Da, mami, ia, găinuța lui Dumitra. Ea le iubește foarte mult, nu doar fără ele. Tași, baranchiu! Da, mami, da. Gata, că au plecat în acțiune. Vă pup, dragii mei, și vă mulțumesc pentru tot. O seară frumoasă. Vă las aici cu găinușile Dumitrei. Ce mai venit, mami? Ce mai venit? Nu te mami, găinușile.
sunt ale Dumitrei. Ale Dumitrei, mami, da, da. Da, mami, da. Hai, cățelu Ana, hai, mami. Hai, buldo, hai, hai, cățelușu Ana. A venit și băiatul acum, nu-i mai e frică de cameră, gata, s-a obișnuit. Da, mami, stai, stai să te filmezi, tractă, uși, pe mine nu mai poți te filmezi. Da, mami, și mami te iubește, da. Ia, stai, stai, te vadă, mami, ia. Doamne, ce cățeluș frumos și negru și lucios, cu blana lucioasă, mami, e ca o panteră, cățeluana. Cățeluana e ca o panteră a lui mami, ia să te mai vadă, mami, ia. Bravo, mami, bravo. Și mistreț, e un băiat mare, urs, mami, un urs mare și Dumitra e frumoasă, da. Ia, mami, unde sunt păpușelele, unde? Ia, mami, ia! Păpușica lui Dumitra, da. Da, mami, ale tale, ale tale sunt. Ale tale prințița lui mami. Da, mami, da. De trebuie să nu mami frumoasă. Dumitra toată iarna a avut căinuță. Și cățelușul Ana la fel. Și buldoaga, până și mistresul, care edita mai cățelul. Acolo mami căinuțe la toți. Și a ținut mami îmbrăcați prin curte ziua, ca să nu le fie fric. Vă pup, dragii mei, încă o dată și vă urez o seară frumoasă.